Vă spun secera. că este o tehnică anume, trebuie doar partea da, verde, vârfurile, ca să se regenereze, aici, nu? Ea de aici de alt. Da. Azi săpunul, da, ok, înțeleg, miroase frumos, dar ceiul de lavandă are ceva proprietăți deosebite? Are? Este pentru relaxare sau pentru insomnie. Ia că am venit și noi la pomul laudat, la grădina de lavandă. Îți place, tati? Supărare mare, lui nu-i place. La lavandă el vrea la lac. Până acum am fost pe lângă un râu, am trecut peste un pod și Andrei arunca cu pietre în râu, iar acum vrea să arunce cu pietre. Nu vede nimic distractiv. În a ne plimba prin lanul de lavandă. Ne-am găsit și noi să venim duminica și este foarte multă lume, era de așteptat. Dar așa e când te hotărăști pe moment, hai să mergem și noi undeva. Că este duminică, zi liberă. Ne asumăm riscuri. Este prima dată când ajungem într-un lan din acesta de lavandă. De ceva timp am tot zis să ajungem și noi. Și este culmea la doi pași de casa noastră. Cum se numește localitatea asta? Țipărești. Țipărești, Cocorești, Misli. Și după cum se vede, au oameni destul de mulți oaspeți. Taxa de intrare este 10 lei pentru un adult și gratuit pentru copii. Și dacă facem o socoteală scurtă, numai câți oameni sunt acum. Ne dăm seama repede cam care este sursa principală de venit. Este o idee foarte bună de afaceri. Da? Aici. Hai că vin la și lângă. Știu, da. Pornul dreapta am pe aia cu profiția copilului. Da, e alt informat. Arată foarte bine plantația asta pentru că este așa pe un deal. Și în jur sunt câmpuri libere. Aici în stânga este greu și se vede destul de frumos contrastul ăsta între movul lavandei și galbenul greului. Acolo în partea dreaptă cred că este tot lavandă, este o pepinieră mai mică de lavandă. Și după iar greu. Am văzut și foarte mulți fotografi pe aici. Adevărul este că e frumos, chiar dacă noi bărbații suntem mai insensibili așa când este vorba de flori, de bălării și de alte nebunii. Adevărul că este frumos. Merită, nu am mai fost, după cum am spus, n-am mai fost niciodată într-un lan de lavandă, însă este o experiență. Nu mai vor să coboare. Gata, tati, hai să facem loc. Hai că te pune tati acolo. Hai. Nu mai. Hai Andrei, hai tati, hai dăm un salt tati. Hai să mergem până în spate, dacă tot am venit până aici. Da, am bănuit bine aici, este pepiniera tânără, unde sunt plântuțele mici. Și aici este livada principală cu plântuțele mari. Cred că au pus leagănul ăsta aici, pe zona asta. Da, l-au pus aici în zona asta, că îți dai seama, ar fi călcat tot în picioare pe aici. Da, posibil.
ușor, ușor, Maria. Hai, vino tu în fața lui mami. Mă, da, este destul de mare. Aici, în zona asta, peisajul este și mai simpatic, pentru că în spate este o pădure. Așa se tunde și lavanda. Da, o... Îți spun că este o tehnică anume, trebuie doar partea verde, vârfurile, ca să se regenereze, nu? Ia de aici, de alt. Da. Am pus și noi la noi în curte lavandă, doar că nu s-a prins. Probabil din cauza faptului că am pus-o în zonă umbrită. Trebuie soare mult, nu? Chiar nu are nevoie să o urci, să o bibilești, să-i dai apă, că ia și ea din pământ. Are, da, am văzut că are rădăcinile destul de adânci. Până la 3 metri? Ajung până la 3 metri Wow. Din pământ. Ea se alimentează din pământ. Cât de seci, e rezistent. Da, păi am văzut aici că nu este nici sistem de irigare. Nu, nimic. În primăvară, în luna martie, ne-am tuns-o din nou. Am avut de la poezii. Tunsă de la nivelul la nivelul solului sau tot așa? Nu trebuie, pentru că asta presupun că ce este aici în interior este lemn de 2-3 ani, nu? E de 6. De 6? Și lasă așa 2 cm pe margine. Am înțeles. Că ia de acolo începe să și facă tija. Am înțeles. Mulțumim tare mult, spor la treabă. Plăcere și dumneavoastră. Am ajuns și în capătul lanului de lavandă, care este chiar în marginea pădurii, se termină în marginea pădurii. Ce faceți? Vă distrați de minune, nu-i așa? Gata, mergem? Mergem să aruncăm cu pietre în râu, tati. Mergem? Da, nu vrei? Tu ce vrei, iubita, să facem? Haide la râu! Așa arată toată livoada și din capătul acesta. Haide la râu! Mergem, tati, și la râu. Aici, în partea din față, e mult mai frumoasă lavanda. Este mult mai îngrijită, tufele sunt mult mai mari. Mulțumim și băiețelul. Da. Mulțumim mult. Acolo în partea din spate după deal, nu este chiar atât de bine îngrijită, mai mult ca sigur de acolo din zona aia tund lavanda ca să vândă și probabil fac și alte produse. Dar aici se vede clar că este lăsat așa pentru imagine. Pentru că toți oamenii ăștia de aici, cât vedeți frunze și iarbă, oamenii ăștia au venit să vadă lanul de lavandă, să-și facă fotografii, să filmeze și sunt mai puțin interesați de mierea de lavandă, de celelalte produse pe care le fac ei din lavandă. Da. Ca și concluzie, este o idee foarte bună de afacere. Cine are un teren generos are posibilitatea să își facă o plantație de lavandă și vedeți cu ochii voștri că are succes. În timpul săptămânii nu cred că este aglomerația atât de mare, dar în weekend este o nebunie. Este muncă, bănuiesc că este destul de multă muncă. Și rezultatele cred că sunt pe măsură. Ce cântă asta mică? Acolo în zona aia sunt câteva măsuțe unde oamenii pot servi câte ceva. Acolo este un cort cu banchete din paleți de lemn. Aici este un mic bar, un foișor așa cu tentă rustică cu paie pe margine.
câteva perne din acelea simpatice la umbra unui pom. Da, este frumos. A fost interesantă experiența. Având în vedere că nu am mai fost niciodată într-un lan de lavandă, este o premieră. Nu știu dacă o să mai fiu atât de încântat altă dată să mai mergem într-un lan de lavandă, însă experiența asta a fost interesantă. Și aici au și un mic butic. Este și un mic butic. Să pun de lavandă, ceai lavandă, odorizant mașină. Bombă, nu știu ce fie aia. Săpunul, da, ok, înțeleg, miroase frumos, dar ceaiul de lavandă are ceva proprietăți deosebite? Este pentru relaxare sau pentru... Și aici avem și buchețele de lavandă. Da. 15 lei buchețelul. Da. Exact ce vă spuneam, nu este nimic mai interesant pentru un copil decât să arunce cu pietre în apă. Îți place, tati, să arunci cu pietre în apă? Da! Da, iubita, îți place? Da! Wow! Ce puternic ești, măi, tati! Ia arată-i mânuțele lui tati! Uite ce peisaj frumos! Acolo este o stână, râul, și aici este parcarea. Îmi aduce aminte parcarea asta de zona aia din nordul stațiunii Mamaia, de acum vreo 15-20 de ani, când toată lumea parca pe stânga și pe dreapta, pe unde apuca, pe iarbă. Da. Cam atât pentru astăzi. Cam atât cu livada cu lavandă. Ți-a plăcut, tati? Da. Sper că v-a plăcut și vouă. Vă salutăm și vă dorim toate cele bune.